sœur, nous disons aussi une joie à Mare. De dimineață a avut Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, din care am scos și Sfânta Împărtășanie pentru împărtășirea credincioșilor cu probleme binecuvântate de Dumnezeu pe tot parcursul anului până la Paștele celălalt. 2014. Să ne dea Dumnezeu să ajungă. Sfântul Agneț, Sfântul Trup și Sânge va sta pe Sfânta Masă până în a doua zi, a treia zi de Sfintele Paști, când va avea loc uscarea Sfintelor Taine, ca din ele preoții să împărtășească pe credincioși la cerere și la nevoie. Adică nu tot timpul suntem prezenți în Sfânta Liturghie ca să ne împărtășim. Și atunci, știți, suntem chemați la bolnavi, sunt călători care vor să plece să împărtășească, să se spovedească, să împărtășească, copiii la școală, la examene. Și atunci, de aceea, se practica bisericească din primele veacuri creștine, are această frumoasă rânduială creștină, religioasă, ca în joia cea mare, când s-a instituit cina cea de taină, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mergând spre patimă de bună voie, împreună cu ucenicii au pregătit Sfânta Cină. Numită și știută de noi cina cea de taină. De aceea, în practica bisericii noastre ortodoxe, în joia cea mare se scoate, iată, Sfântul Agneț, cum se numește Sfântul Trup, pentru împărtășirea credincioșilor pe timpul anului bisericesc. În seara aceasta vom săvârși denia celor 12 Evanghelii de la Matei, Marcu, Luca și Ioan. Le vom asculta, cunoașteți rânduiala, le vom asculta și prin aceasta ne vom rememora și împrospăta din nou patimile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin aceasta ne facem părtași împreună cu Mântuitorul la patimile Lui, care sunt de fapt și patimile noastre, căci pentru noi și pentru a noastră mântuire, cum spune în simbolul de credință în credeu, a pătimit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mâine dimineață, la ora 8, vom săvârși slujba ceasurilor. După masă, la ora 14, slujba vecerniei cu scoaterea Sfântului Epitaf. Mă întorc în seara aceasta, după a cincea Evanghelie, are loc și scoaterea Sfintei Cruci din Sfântul Altar, care ne vom închina și noi, iar mâine vom trece pe Sfântul Epitaf la vecernie și, bineînțeles, la slujba deniei de mâine seară, prohodul Domnului nostru Iisus Hristos, la ora 19, când vom începe Sfânta Denie. Iar sâmbătă dimineața, înainte de a pregăti Sfintele Paști, din care să ne înfructăm cu credință și cu dragoste toți, Paști dăruite de dumneavoastră, pâine și vin sfințit, în amintirea ieșirii din robia Egiptului de către evrei, iar noi să ieșim din păcatele noastre de zi cu zi și pe care le-am făcut și le-am spovedit și le-am așternut în fața Mântuitorului și pe care, cu siguranță, că Mântuitorul, prin Sfânta Împărtășanie, ni le-a șters, primindu-ne, fii duhovnicești curați pentru Sfintele Paști în Împărăția Cerurilor. Apoi, vom săvârși de dimineață Sfânta Liturghie sâmbătă, vom tăia Sfintele Paști și apoi ne vom pregăti pentru Marea și Sfânta Înviere la ora 12 sau 0, dacă vreți, începutul zilei de duminică. Vom începe acum Sfânta Adenie și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne dea Duhul răbdării. Veți auzi din răspunsul estranii al îndelungei răbdări. Slavă ție, îndelungei răbdări, Hristoase Mântuitorule. Vom parcurge împreună cele 12 Evanghelii și știu că sunteți pregătiți duhovnicești și atenți. L-a intenționat pe El cu bunăstările bunătății puse pe capul lui cu onoare de piatră și cumpă.
Viața a cerut de la tine și ai dat lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-un îngerea ta, slavă și mare cuvință de tine.